Puterea Dragostei. 02 martie. Un nou cuplu în casa dragostei, Caloga subliniere 3644 mai mare. Puterea Dragostei. 2 aprilie. Pirui observă o legătură între Gabi și Ramona Diana. Nu știu cum faci, Gabi, dar când auzi numele Ramona zâmbești mereu. Dar, dacă voiam să am ceva cu Ramona, eu cred că l-aveam. Andreea Pirui, nu ai de unde să știi dacă nu o să mai fii cu Diana. Gabi, chiar dacă nu o să mai fiu cu Diana, tot nu vreau. Puterea Dragostei. 2 aprilie. Andreea Pirui îi spune adio lui Marius. Marius, Andreea, trezește-te. Andreea Pirui, tu să te trezești. Mie nu-mi mai dai ironizări. Tu chiar nu pricepi. Ai făcut prea multe ironizări și glume nesărate pe seama mea și nu mai vreau să-ți accept. Marius, să fii sănătoasă. Andreea Pirui, ai sunt foarte sănătoasă. Puterea Dragostei. 2 aprilie. Bianca și Livian, noi discuții despre relația dintre ei. Bianca, nici tu, omule, nu îndeplinești toate cerințele mele. Livian, dar nu am zis că le îndeplinesc. Bianca. Bianca, și eu vreau să faci anumite lucruri fără să le cer, dar asta nu înseamnă că nu mai continui cu tine. Livian, uite, de exemplu, în ultimele două zile nu ai simțit că am ceva, Bianca, dar tu ai simțit că am ceva de două săptămâni. Puterea Dragostei. 2 aprilie. Cătălin recunoaște că și-ar dori un cuplu cu Ligia. Andreea Pirui, tu nu ți-ai dori o relație cu Ligi, dar nu pot să-mi fac o relație și să mă despar după o săptămână. Ligi, dar ți se pare ție că sunt genul de femeie care dă bir cu fugții în caz de ceva? Puterea Dragostei. 2 aprilie. Casa Dragostei, suntem în cunoaștere. Andreea Pirui, Gab, ea și-a asumat un cuplu cu tine. Tu ți-ai asumat un cuplu cu ea, Gabi, nu, suntem în cunoaștere. Puterea Dragostei. 2 aprilie. Livian, reproșuri la adresa Biancăi. Livian, mi-ai zis că nimeni nu ți-a oferit ce ți-am oferit eu. Și tu îmi zici acum că îți ofer puțin.